Basme în limba română. Trandafirul mândru. Odată, în deșert, unde e greu să supraviețuiești, s-a întâmplat un miracol. A înflorit un trandafir superb, fermecător. Un mic boboc s-a transformat într-o floricică. Deși încă nu avea toate petalele, era cel mai frumos lucru pe care l-a văzut cineva vreodată. Chiar lângă trandafir au crescut doi cactuși. Pe cei doi îi chema Ted și Moss. Ted era un cactus scund, iar Moss era înalt. Ambii aveau forme unice și erau foarte bucuroși să aibă un trandafir între ei. Nu e magie să avem între noi un trandafir care înflorește? Așa e, Ted, într-adevăr. Stai! Ce-ar fi să-i spunem magie? Oh, e un nume minunat! Magie! Și astfel, frumosul trandafir s-a chemat Magie. Magie nu era un nume obișnuit și cei doi cactuși știau asta. Creștea prea încet pentru orice floare normală. Și spre marea bucurie a lui Ted și Moss, părea că ea va rămâne acolo pentru mult timp. Copil fiind, Magie era cam șugubeață. Îl pișca pe Moss și dădea vina pe Ted. Vrei să termini cu asta, Ted? E vechi trucul ăsta. Ce truc? Vorbești despre cum beau apă depozitată înăuntrul meu? Asta nu e niciun truc, așa supraviețuiesc eu. Continuă să bei apa dinăuntrul tău. Asta-i tot. Câh! E dezgustător! Fă ce vrei tu, dar nu mai spune și nu mă mai pișca! Să te pișc? Vai de mine! Tu iar ai adormit cu ochii deschiși? Să nu îndrăznești să mai spui asta! S-a întâmplat odată și eram obosit! Da, ce să zic! Obosit de ce, istețule? De stat în mijlocul deșertului? De ce nu faci o plimbare atunci? Rădăcinile tale, regulile tale! Doar nu mă mai pișca, bine? Eu nu te pișc deloc! Nu mai visa cu ochii deschiși! Cactușii se certau ore în șir despre asta. Nimeni n-ar fi acuzat micul și inocentul trandafir. Și Ted și Moss, cactuș fiind, aveau apă depozitată în ei. Fiecare îi dădea apă Magiei și o ajutau să rămână sănătoasă. Amândoi o iubeau mult pe Magie și nu i-au spus niciodată că, dacă nu bea destulă apă, ar putea muri. Lunile au trecut, iar Magie a crescut. A înflorit și a devenit cea mai frumoasă floare de pe pământ. Avea straturi și straturi de petale, care erau de un roșu aprins. Surprinzător, a crescut mai înaltă decât Ted, dar tot mai scundă decât Moss era. Ambii cactuși erau foarte mândri de magia lor. Rădăcinele ei au crescut sub nisip și o țineau puternică la suprafață. Moss îi oferea un duș ori de câte ori cerea, iar Ted își deschidea larg ramurile și o lăsa să bea apă când i se făcea sete. Totul era bine. Magie își iubea ambii prieteni. Au trecut lunile și deșertul a avut în sfârșit un vizitator. Era un turist pe o cămilă. Ce? Un trandafir în deșert? Ăsta e cel mai magic și mai frumos lucru pe care l-am văzut. Turistul s-a dus mai aproape și a examinat floarea. Apoi a luat un bol cu apă și l-a pus în fața Magiei. Trebuie să fie atât de însetată, Floricico! Stai, să-mi găsesc spray-ul. E timpul să-ți fac o baie! Dar Magie nu îl asculta. Era fascinată de ce vedea în bolul cu apă. Era imaginea ei. Sunt într-adevăr cea mai frumoasă floare! Ia uite ce ținută dreaptă! Și culoarea asta roșie,
petalele groase arăt fantastic! Tot timpul ăsta am crezut că arăt ca Ted și Moss. Credeam că am nevoie de ei, dar nu! Ei au nevoie de mine! Eu îi fac pe ei să arate bine! Turistul și-a găsit spray-ul, l-a umplut cu apă și a stropit-o pe magie. Stropii de apă o făceau pe magie să pară chiar mai magică. Vai de mine! Vai de mine! Uită-te la mine! Floarea asta e superbă! Oh, mulțumesc, străine! Sunt sigur că voi fi plătit cu o recompensă bună dacă scot floarea din rădăcini și o iau cu mine. Ți-ar plăcea să vezi orașul, nu-i așa? Orașul? Normal că mi-ar plăcea să văd orașul! Oh, ce e rana asta pe tulpina ta! Ah, sigur e din cauza cactușilor! Meriți să fii pusă într-o grădină, în siguranță, să vină toți să te vadă! Turistul nu știa că rana provenea din faptul că magie a trebuit să se aplece ca să bea apă de la Ted. La fel, nu știa că s-ar putea ca ea să nu supraviețuiască dacă e scoasă din rădăcini și luată de la locul ei. Stai, să te scot din rădăcini! Dar amândoi cactușii știau. Știau că orașul e foarte departe. Magie era o floare cu adevărat magică și totuși era doar un trandafir. N-ar avea cum să supraviețuiască unei călătorii lungi prin deșert. Ei știau că odată dezrădăcinată, magie nu va mai trăi mult timp. Fără să mai stea pe gânduri, l-au zgâriat pe turist când s-a apropiat să dezrădăcineze trandafirul. Ah! Cum îndrăzniți cactuși enervanți! Înfuriat, turistul l-a pocnit pe Moss. Dar el fiind cactus, nu a pățit absolut nimic. În schimb, turistul a avut de suferit din cauza spinilor. Ah! Acum cine e stupid, omule? Bine ai făcut, Mossy? Turistul nu-i putea auzi pe cactus râzând, dar bănuia că asta fac. Și asta l-a înfuriat și mai tare și l-a lovit pe Ted. Și din nou... Au! 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 Trebuie să se oprească! Turistul s-a urcat trist pe cămilă și a plecat. Ted și Moss râdeau în hohote, dar magie nu. Cum îndrăzniți? De ce sunteți așa invidioși pe mine? Invidioși? Magie, nu înțelegi! Te-ar fi luat doar pentru propriul interes! Nu i-ar fi păsat de tine! Cine sunteți voi să decideți ce e bine pentru mine? Sunteți doi cactuși urâți! Iar eu sunt cea mai frumoasă floare de pe planetă! N-ați auzit? Ar trebui să fiu ținută în siguranță într-o grădină ca să vină oamenii să mă vadă! Magie, nu fi așa mândră de tine! De ce nu? Ce e așa special la voi doi? Putem păstra apa ani de zile! Tu cum crezi că supraviețuiești? Dar magie nu îi asculta. Se tot plângea și îi tot insulta pe cei doi cactuși. A jurat că nu se va mai apleca să bea apă de la Ted. Nu voia să-și rănească frumosul gât. Serios, nu vei mai bea apă? Bine, Ted, am făcut destule pentru ea. Să se descurce singură atunci. Amândoi cactușii s-au înăsprit și nu au mai vorbit cu magie. Erau foarte supărați pe ea pentru cât de arogant s-a comportat cu ei. Magie a fost fericită în primele zile. Apa din rădăcini îi păstra aspectul proaspăt. Nu s-a uitat la nici unul dintre cactuși și mereu se păstra dreaptă și zveltă. Dar după o săptămână, a început să se simtă slabă. Încerca să stea dreaptă, căci nu voia să-și arate slăbiciunea cactușilor. Dar cum toată apa din rădăcini fusese folosită, interiorul ei ceda și începu să gâfâie. Magie! Renunță la mândrie și bea apă! Da, magie!
tot cea mai frumoasă floare vei fi după ce bei puțin apă. Nu! Eu? Nu? Voi? Ce da! A mai trecut o zi, iar magie era complet îndoită. Era amețită și slăbită. A început să plângă. De ce mi se întâmplă asta? Pentru că ai nevoie de apă să supraviețuiești, floare orgolioasă. Te rog, lasă-ne să te ajutăm. Încă mai vreți să mă ajutați? Nu voiam să mă aplec, dar natura m-a obligat. Mi-am dat seama de greșeala mea. M-am purtat oribil cu voi doi. Merit asta. Îmi pare atât de rău. Fără să mai piardă o clipă, Ted și Moss au aruncat apă asupra magiei. A durat ceva timp, dar magie a revenit pe rădăcinile ei din nou. Oh, îmi pare foarte rău. Mă veți putea ierta vreodată? Ai fost deja iertată, micuța noastră magie! Cele trei plante erau iar fericite. Magie și-a dat seama de greșeala ei. Mândria este un lucru foarte scump. Dacă suntem prea mândri de noi, trebuie să fim pregătiți să plătim un preț mare pentru asta.